Cunoscutul acordeonist, dirijor de muzică populară, simfonică și de operă, Mihaia Mihalachioae, s-a stins din viață noaptea trecută la vârsta de 62 de ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii. Îmi este greu să vorbesc la trecut despre Mihai, un om deosebit și un profesionist desăvârșit. Era unul dintre puținii folcloriști care cunoaște bine ceea ce face. L-am invitat să facem echipă la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, fiind angajat ca muzicolog cu o experiență prețioasă. Am reușit o colaborare de doar câteva luni. Nu pot să cred, a scris pe pagina de Facebook a Ministerului Culturii directoarea centrului, Silvia Zagoreanu. Mihaia Mihalachioae a fost diagnosticat în mai 2023 cu cancer la ficat în stadiul 4. În data de 17 august, artistul a suportat o intervenție de transplant de ficat, iar donator a fost fiul acestuia, Petru Mihalachioae. În pofida eforturilor depuse, acordeonistul nu a putut învinge boala. Mihaia Mihalachioae s-a născut pe 23 februarie 1961 în satul Molnița, regiunea Cernăuți, Ucraina. În anul 1985 și-a început cariera muzicală în calitate de acordeonist și dirijor de muzică populară a ansamblului Busuioc Moldovenesc. Din 1998 a fost dirijor al Filarmonicii Naționale, al Orchestrei Naționale de Cameră, al Orchestrei Simfonice a Radio-Televiziunii din Chișinău și dirijor al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. A colaborat cu formația Provincialii din România. A efectuat turnee artistice peste hotarele țării în România, Spania, Bulgaria, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie. În 2001, pentru întreaga sa activitate, a fost distins cu titlul onorific Maestru în Artă. Folclorul îl fac cei care iubesc folclorul altceva, că instituțiile noastre ar trebui să ajute să transmitem tot ce s-a făcut până acum, să transmitem generațiilor noi, pentru că la capitolul respectiv deci avem mari probleme. Cultura noastră, în general, cam se duce la fund acum și eu aș fi de acord, pentru că unele lucruri se pierd, de a da bună ziua și de a respecta părinții și mai maturi. Nu mai vorbim de filozofie, de citirea cărților sau cărți filozofice.